Salut! Dacă mă privești, înseamnă că ai accesat un tutorial privesc.eu. L-am făcut pentru a explica câteva lucruri simple care te vor ajuta nu doar să privești, dar și să utilizezi fain noile opțiuni privesc.eu. Începem cu alerta. Adică nu te bag eu în alertă, alerta o decizi tu. De exemplu, ce faci când ai un eveniment mega giga tera important care nici de cum, sub nicio formă și în niciun caz nu trebuie ratat? Îți pui alarme în telefon sau îți faci notițe pe fițuși care îți invadează biroul? De fapt, e cazul să uiți de asta, pentru că privesc.eu are butonul alertă, pe care faci OK, desigur și gata. Echipa îți trimite notificare atunci când începe evenimentul. Urmează citatele. Glume, prostii, bâlbe, gesturi, anunțuri importante, toate pot fi tăiate în limita a 2 minute, apăsând pe butonul citate și ducând cursorul la momentul cu pricina. Când ajungi acolo, apeși pe foarfece, lași să curgă cele 2 minute, mai apeși odată pe foarfece când se termină citatul și ta-na-na-na! Ai o secvență numai bună de share-ui pe Facebook și de invadat cu like-uri. Și dacă cumva nu te încadrezi în cele 2 minute, să știi că nici privesc.eu nu se prea încadrează în tot ce e gratuit. De aceea poți să-ți cumperi un abonament și te faci liber cu citate de până la 5 minute. Butonul 3 te face într-un fel gospodar, adică îți permite să iei înregistrările privesc.eu și să le depozitezi în arhiva personală. Știu că mulți ocolesc butonul descarcă de frica publicității, a tot felul de virus și a ferestrelor, dar aici totul e simplu, doar 2 clicuri îți descarcă fișierul în calculator. Mai departe, raportăm probleme. Adică, dacă, Doamne ferește, imaginea o ia razna și te pomenești cu vreo transmisiune așa, sau așa, sau așa, te ajută butonul 4. Faci un click pe el și în aceeași secundă operatorul privesc.eu va primi un SMS cu problema raportată de tine. Același lucru îl poți face când sunetul e mut, când imaginea e chioară sau când pur și simplu vrei să vezi altceva decât ți se arată în cadru. Cu butonul 5, ascunzi chatul. Adică dacă nu-ți plac jumătățile de măsură sau mai bine zis jumătățile de ecran, apeși pe el și ecranul privesc.eu, ca prin minune, va crește. Butonul de audiență e sus în dreapta și îți explic îndată cu ce se mănâncă. Feul ăla mic e de la Facebook, iar cifra din dreptul lui ne arată de câte ori transmisiunea a fost împrăștiată pe rețeaua de socializare. Urmează clopoțelul ăla mic care ne spune câte alerte au fost raportate, cetulețul evident câți oameni sunt pe chat, iconița cu cei 3 omuleți mici ne spune câți oameni privesc în aceste momente transmisiunea, iar ochiulețul ăla mic de la final ne spune de câte ori a fost văzută în total transmisiunea respectivă. Nu uităm de agenda. E plină, e gratuită, e cu nume, cu locație, cu telefon, cu oră, cu de toate. Dar asta nu înseamnă că nu o poți face și tu mai bună. Butonul adaugă un eveniment, te ajută și ne ajută să aflăm despre lucruri neaflate încă. Cu metrii și zile de naștere poți să nu te obosești să incluzi acolo pentru că ele nici nu ne interesează și nici nu vor fi acceptate de echipa privesc.eu. Am ajuns și la butonul meu preferat, live-ul pe Facebook. Nu-l căuta în aceste momente dacă nu este vreo transmisiune live pentru că el apare doar atunci și apăsând pe el, exact, live-ul de pe privesc.eu se mută pe peretele tău de Facebook. Avem și poze. Sunt de calitate, sunt ușor de descărcat, dar pentru ele e necesar un singur lucru, să vă logați. Cam atât. Nu uitați să zâmbiți, pentru că în orice moment puteți fi live pe privesc.eu. A, da, avem și reduceri de Crăciun la abonamentele anuale.